Este anchetă la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina după ce zeci de elevi de la mai multe clase primare și de liceu au ajuns la urgențe cu toxi-infecție alimentară. Copiii s-au simțit rău încă de ieri după amiază. Cei mici au fost aduși de părinții la spital, iar cei mari au chemat ambulanța. Toți erau deshidratați și acuzau aceleași stări de rău. 30 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani au ajuns aseară la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Toți prezentau aceleași simptome, respectiv dureri de cap, vărsături și amețeală. O parte dintre ei au fost internați în secția de boli infecțioase, alții la pediatrie, iar restul, cei care au avut stare generală mai bună, au plecat acasă cu rețetă și urmează tratamentul la domiciliu. Potrivit medicilor de la spitalul din Slatina, copiilor internați le-au fost recoltate analize. Probele au fost trimise de către spital la Direcția de Sănătate Publică Olt pentru a se stabili ce bacterie a dus la îmbolnăvirea copiilor. Medicii au spus încă de la început că simptomele indică o toxi-infecție alimentară, mai ales că elevii au declarat că au mâncat aceleași preparate la cantina liceului Ion Minulescu. Avem internați 11 copii, simptome cefalee, adică durere de cap, greață, vărsături și scaune diareice. Au mai ajuns și alți copii pe lângă cei 11? Sigur, trei sunt în pediatrie, mai micuți, și vreo 6-7 au primit rețetă și au mers acasă. Toți aceleași simptome? Toți aceleași simptome. De la ce pare să fie din primele investigații? Bănuim o toxi-infecție alimentară. Au spus ce au mâncat sau ce s-a întâmplat? Ceva, tochitură, paste, cam așa ne-au spus. Cam așa ne-au spus. Dar merg bine, toți merg bine, adică de dimineață nu mai vărsau, n-au mai avut febră și eu cred că în 2-3 zile o să se poată externa. Sunt însoțiți de părinți? Sigur, toți însoțiți de părinți. În această dimineață, Direcția de Sănătate Publică Olt, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, dar și Inspectoratul Școlar Județean au demarat o anchetă. Directorul Colegiului Național Ion Minulescu din Slatina a spus că din punctul său de vedere nu mâncarea de la cantină ar fi de vină, ci o viroză. De la internatul colegiului sunt 10 elevi care acuză probleme digestive. În afara acestora există și elevi de la ciclul primar care acuză aceste probleme digestive. Problema este însă că nu toți au mâncat la noi, adică dintre cei care au aceste probleme, o parte au mâncat la Colegiul Național Minuscu, iar alții în afara colegiului, adică nu știm exact care este problema. Noi am luat legătura și cu Direcția de Sănătate Publică și cu DSVSA. Dumneavoastră au venit, au prelevat probe, așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă este vorba despre o problemă virală, mă rog, transmisibilă, sau despre o toxi-infecție alimentară. Până atunci însă am suspendat activitatea cantinei pentru câteva zile până vin rezultatele, ca să vedem ce se întâmplă. O echipă de la Direcția de Sănătate Publică Olt, de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se află în acest moment la Colegiul Național Ion Minulescu, unde a început o anchetă. Reprezentanții colegiului, dar și dascălii, spun că mai degrabă copiii s-ar fi îmbolnăvit din cauza unei viroze și nu din cauza alimentației. Peste 90 de elevi de la Ion Minulescu ar fi avut astfel de probleme în ultimele zile. Elevi care acuză astfel de probleme sunt mai mulți. Sunt 90, să spunem, în toată școala și din ei circa 40%, mă refer la, în primul rând la 1-4, la ciclu primar, din ei circa 40% nu au servit masa la noi, deci nu au mâncat la noi, practic. Asta este marea întrebare și nu, de asta nu știm ce se întâmplă. Dumneavoastră credeți că mai degrabă ar fi o viroză? Da, nu știu, gastroenterit, am înțeles de la specialiștii care au fost aici și au prelevat probe de pe mese, de pe toate obiectele de bucătărie. Problema este și mai gravă. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Olt spun că au existat cazuri de îmbolnăviri încă de săptămâna trecută. Încă de la sfârșitul săptămânii trecute, mai exact în zilele de 19 și 20 mai, au existat câteva cazuri spontane, elevi de la ciclul primar având probleme digestive, iar părinții solicitând cazelor didactice scutirea de la ore. Luni, pe 23 mai, la clasa 1A au existat 12 absenți,
care, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții conducerii, am aflat noi că au prezentat aceleași simptome. Ieri, la clasele primare, dar și la cele de la gimnaziu, au existat mai mulți elevi care au avut probleme digestive. Dumnealor au ținut să menționeze faptul că elevii de gimnaziu nu mănâncă la cantina colegiului. Din păcate, marți noaptea, adică ieri, au număr de 9 elevi cu probleme digestive, s-a solicitat intervenția ambulanței de către supraveghetorii de noapte, cei 9 elevi fiind transportați la spital. Menționez faptul că dintre aceștia 4 elevi nu au mâncat la cantina colegiului ieri. Miercuri, 25 mai, în urma triajului format la clasele pregătitoare, de la clasele pregătitoare până la clasa a patra, s-au constatat 94 de absenți, toți având aceleași simptome digestive. Primarul Slatinei Emil Moț a cerut autorităților competente să ia măsuri drastice pentru ca incidentul de la Ion Minulescu să nu se mai repete. În calitate de primar al Slatinei, dar și de părinte, sunt îngrijorat și dezamăgit de situația creată în cadrul Colegiului Național Ion Minulescu, o întâmplare nefericită care trebuie însă verificată de cei cu atribuții în domeniul sănătății publice. Tocmai pentru ca astfel de incidente care pun în pericol sănătatea copiilor să nu se mai repete nicăieri în orașul nostru. În acest sens am solicitat inspectorului șef al ISJ Olt o anchetă urgentă și luarea celor mai drastice măsuri. Sper ca ancheta demarată de DSV, DSP și ISJ Olt să găsească rapid cauza care a pus în pericol sănătatea copiilor noștri, a transmis primarul Slatinei Emil Moț. În urma anchetei, autoritățile au stabilit că elevii s-au îmbolnăvit din cauza mâncării pe care au servit-o la cantina liceului Ion Minulescu. Aici mănâncă zilnic 80 de elevi de liceu și 250 de la clasele primare. Liceul are cantină proprie în care lucrează 5 bucătărese. În această după-amiază, autoritățile au luat măsuri pentru colegiul Ion Minulescu. S-a demarat acțiunea de investigare în obiectiv, bucătăria Colegiului Național Ion Minulescu, pentru identificarea alimentelor incriminate, starea de sănătate a personalului de servant, condițiile igienico-sanitare ale obiectivului, identificarea materiilor prime. S-au recoltat probe biologice pentru stabilirea etiologiei, borsături și scaune de la bolnavi, la internare. Probe în lucru la laboratorul DSP. Au fost constatate o serie de neconformități, dintre care menționăm deficiențe structurale, respectiv infiltrații pe zone restrânse la nivelul tavanelor. Monitorizarea temperaturii în spațiile cu regim termic nu se face corespunzător, nu există evidență pentru operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Dosarele medicale ale personalului angajat nu sunt vizate din luna septembrie a anului trecut. Au fost prelevate probe din materiile prime și trimise în regim de urgență pentru efectuarea analizelor în cadrul laboratorului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. Ca urmare a acestor neconformități constatate, a fost aplicată sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei și complementară de suspendarea activității obiectivului cantină până la remedierea deficiențelor. Ancheta epidemiologică de la Colegiul Ion Minulescu din Slatina este în curs de desfășurare. Autoritățile urmează să stabilească sursa de contaminare a mâncării cu probleme care le-a fost servită elevilor timp de mai multe zile.